știi povestea lui Ștefan Mandel, românul care a câștigat de 14 la loto? Nu. Fii atent. Pe 15 februarie 1992 s-au anunțat cele 6 numere câștigătoare de la loteria din Virginia. Oficialii au descoperit că o persoană nu doar că a câștigat jackpotul de 27 de milioane de dolari, dar a luat și 6 premii secundare, 132 de premii terțiare și 135 de mii de premii foarte, foarte mici. Ștefan Mandel, un tânăr economist român, a dezvoltat un algoritm de selecție a numerelor bazat pe condensare combinatorie. Metoda sa, aplicată inițial în România, l-a condus să câștige primul său mare premiu, de care s-a folosit pentru a fugi în Australia, unde și-a perfecționat sistemul. Această strategie i-a adus 12 victorii la loteria australiană, iar după ce a câștigat de 12 ori la loteria din Australia și odată în România, s-a dus și în Statele Unite, unde a câștigat cele 27 de milioane de dolari de care spuneam, la loteria din Virginia.